Salutare tuturor și bine m-am găsit la un episod. Numele meu este Emi și astăzi o să vorbim despre vitezana. Nu o să facem review, o să lăsăm pentru altă dată. Așa, o să vă zic imediat la finalul videoclipului de ce lăsăm review pentru altă dată. Astăzi o să vorbim despre câteva lucruri pe care trebuie să le știi în momentul în care cumperi o bicicletă SH și să nu iei seapa pe care am luat-o eu cu vitezana. Bicicleta este super, îmi place foarte mult, însă are o singură problemă. Are cadrul fisurat, exact aici și aici, în două locuri. Și din cauza asta, în momentul în care eu pun frână, etrierul meu, cu tot cu suportul de cadru, cu suportul de pe cadru, se rotește. Și în momentul în care se rotește, șurubul acesta ajunge pe disc. Și cum îți dai seama de treaba asta? Păi, foarte simplu. Iei bicicleta, dai la pedale și ascuți. Și observ că roata se oprește după 3 secunde. Da. În momentul în care îți cumperi o bicicletă SH, trebuie să ai mare grijă să te uiți la toate componentele bicicletei. Să verifici fiecare componentă care se află în mișcare, și anume schimbătoare, dacă merg. Verifici dacă schimbă vitezele, dacă țin frânele, foarte important, cum verifici dacă țin frânele. Ei bine, cea mai bună metodă ca să verifici dacă țin frânele, mergi în față și pui frâna. La fel, mergi în spate și nu tări roata după tine, ci din nou pui frâna. Dacă bicicleta se ridică, înseamnă că ai frâne. Sau măcar, ai măcar un pic de frâne. Furca, din nou, trebuie să fii foarte atent la furcă, în momentul în care te lași pe ea și vezi ce face. La mine furca este servisată și e ok. Cam ceva de genul ăsta, trebuie să meargă o furcă. Verifici blocajul, dacă merge. Și eu mai am jos un rebound, iar pe aici se bagă aer, cel puțin așa este la o furcă pe aer slash ulei. Însă la o furcă pe arc, nu cred că ai rebound, cred că ai doar blocaj mecanic și cam mai e. Iar verifică dacă ai scurgeri pe la etrier sau pe la manete de frână, pune frâne bruște. La frâne bruște, etrierul de spate efectiv se îndoaie cu tot cu cadrul și îmi freacă pe disc, ceea ce înseamnă că bicicleta nu este funcțională și nu e ok. Verifică pedalele, stânga de dreapta, mișcă de ele, să vezi dacă au joc. La mine au puțin joc, dar este ok, este acceptabil. Poi verifici roțile. La mine din nou roata față are joc, pentru că este uzată. Șanțul ideal ar fi să pui degetul aici și să tragi în sus. În momentul în care trag de ea, se ridică cu tot cu următoarea zaua. Dacă se ridica doar zaua de care eu trag, înseamnă că ai uzură. Dacă se ridică amândouă și cu următoarele zale, înseamnă că nu ai uzură. Alt lucru pe care trebuie să-l verificați și este destul de important, integritatea cadrului. După cum am spus la mine, am avut cadrul fisurat și nu m-am uitat și nu l-am verificat. Vă uitați foarte atent la suduri, la prinderi, dacă s-a fisurat pe la sudură. Dacă s-a fisurat pe aici pe la sudură, nu prea mai aveți ce să faceți. Dacă sudați, e posibil să nu mai țină atât de bine, la fel ca și sudura de fabrică. Însă, cel mai nasol este să se fisureze pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe jos. Pentru că în momentul ăla e posibil să nu prea mai țină, din cauza faptului că dacă se fisurează aluminiul ăsta și se, nu știu, pe aici așa, în momentul în care l-ai sudat, el nu mai are aceeași, el aluminiu are o anumită elasticitate, pe la un anumit punct, care în momentul în care sar peste gropi, ia cadrul acesta o resimte. El se arcuiește foarte, foarte puțin, însă se arcuiește. Iar în momentul în care l-ai sudat aici, el nu mai are, el are elasticitate și aici și aici. Nu are doar aici, pe toată porțiunea asta. Și în momentul în care tu l-ai sudat, să zicem, aici, el nu o să mai aibă acea elasticitate. Și o să înceapă să joace, pentru că el fiind sudat aici, o să se miște și de aici și de aici, pentru că o să-și dea drumul și de aici, din sudura asta și din sudura asta, și nu o să mai aibă un punct solid de susținere, ci va avea 3 puncte de prin care poate să se miște și o să vedeți că nu o să ține sudura.
cel puțin la mine. La oțel mai merge să sudez, însă la aluminiu nu prea mai merge să sudez, pentru că v-am zis, aluminiu și pierde din elasticitate și devine mult mai dur și mai casant și se poate rupe mai departe. Cum am pățit aici. Mă rog, aici la mine nu se mai poate rupe, însă la mine își a căpătat o elasticitate în plus, cum ar veni. Și se îndoaie. Iar apoi, bine să verificați lucrurile minore, cum ar fi jocul manetelor, uzura cauciucurilor, cât de murdară este bicicleta, verificați cablurile, dacă nu sunt duroase, dacă merg bine, dacă, mă rog, la mine sunt hidraulice și nu prea am ce să verific la frâne, însă la schimbătoare e bine să verifici, cămașa cu cablurile, dacă sunt ok, dacă nu sunt rupte, dacă nu sunt sfâșiate, dacă nu știu. La fel, furca e bine să nu se vadă așa ceva pe furcă, adică vazelină, pentru că e clar că furca respectivă nu este nouă și nu este, cum zice domnul care a mers, că doar e nouă și că n-a mers de fel cu ea. În momentul în care se vede așa ceva pe furcă, este clar, în momentul în care te apeși pe furcă de vreo câteva ori și începe să iasă vazelină, e clar că în garnituri de aici nu mai țin și că trebuie schimbate și că o să trebuiască să desfaci furcă și că o să fie bătaie de cap. Și în funcție de cât de multe defecte are bicicleta, tu o să poți negociezi la preț cu domnul, cu vânzătorul și o să ți iei bicicleta mai ieftină. Eu ca fraierul n-am știut să negociez atât de bine la preț. Puteam să iau lejer la 900 de lei, însă n-am fost atent la cadru, n-am fost atent la discuri, că la discuri și la plăcuțe chiar uzate. Am fost atent, a fost furca, am văzut că este ok, însă când am văzut că scapă vazelina, am zis ok, hai să negociem puțin la preț, pentru că furca asta o să trebuiască servisată și o să trebuiască să-i schimb o-ringuri, poate un ulei, să-i pun aer nou, să-i fac rebound-ul, să-i pun vazelină, deci o să mă coste ceva. Și am zis ok, eu să mai las din preț. N-am menționat faptul că cadrul este fisurat, dacă menționam lucrurile astea, asigurat o luam cu 100-150 de lei mai ieftin. Și încă ceva, să nu cumpărați bicicleta seara sau noaptea, cumpărați-o pe zi, la lumină, ca să puteți să vedeți tot ce are bicicleta, ce n-are. Mergeți la o tură cu ea, puneți frână, schimbați vitezele, chiar și în sarcină, pentru că s-ar putea să aibă probleme și în momentul în care ajungeți acasă cu ea, să trebuiască să o reparați. Și nu va fi deloc ok. Sau să sudați cadrul de vreo 5 ori. Cam atât ar fi și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să vă abonați, vecinul a început cu dușbă, dar nu contează. Eu am fost Emi și noi ne vedem cu bine data viitoare. Salutare, pa, pa! Așa? Bun. Cam atât ar fi și cu acest episod. A început vecinul cu dușbă. Super. Loopers.